Salutare! În acest video voi arăta o soluție pe care am abordat-o pentru a scăpa de problema filtrului și anume de a nu filtra apa. Am montat un filtru ce l-aveam pe acasă, un filtru mai vechi, care încă era stat de funcționare și cu buretele său original. După o zi, apa s-a mersit, s-a îngălbenit, s-a făcut de toată ghinunea și am trebuit schimbat. Drept urmare, am ales să fac ceva modificări care să și facă ceva, nu doar să plimbe apa de colo-colo, și anume să îmi filtreze apa. Acum apa e un pic murdară că am deranjat substratul, dar sunt doar particule mari ce puteți prin apă care se vor așeza la fund sau le va atrage filtrul, dar în general puteți vedea că apa este foarte, foarte limpede, foarte clară. Da, deci nu există mâșgă pe ea sau nu există să aibă o culoare ciudată. Filtrul cu pietriș îl am de aproximativ o săptămână jumătate. Mă rog, am folosit acel pietriș în mai multe moduri, mai multe sticle, peturi, dar nu l-am spălat. Încă nu l-am spălat și încă pietrează, cred că îl voi schimba odată la jumătate de an sau îl voi spăla. Sunt pietre de rup. Deci în prima fază am abordat cu bureți. Am înlocuit recipientul filtrului original cu un recipient de la o soluție de spălat, pe care am spălat bine, până a dispărut și mirosul acelei soluții, că sunt recipiente care le pot spăla până la paștele căilor, că când dispare mirosul și atunci nu e ok, că e toxic. S-ar putea ca acea soluție să fie toxică pentru testoasă și mai sunt mici particule de aia și miroase, acea soluție, acel recipient a soluție. Drept urmare, acele recipiente care nu le puteți spăla încât să nu mai miroase, nu le folosiți. Deci e simplu, sunt două recipiente, unul lipit de pompă, bineînțeles, lipit de pompă roata, dar găurit acolo pe unde își trage pompa. Și încă unul care vine peste acel recipient original, mă rog, cel lipit de pompă, și între recipiente este un burete, de jos până sus. Și chiar jos am făcut găuri, roata în preșur, ca să-și poată tragă apa murdară cu mizeria, cu excremente și așa mai departe. După care, ca să am o filtrare și mai eficientă, bine, aici o mică paranteză, voi puteți să nu mai faceți treaba asta, ce am făcut-o eu cu pompa, o lăsați cu filtrul original, că oricum apa va mai veni pe aici, pe deasupra unei sticle care este plină cu pietriș și apa va curge în jos în mod natural. Foarte important treaba asta, să nu forțăm pompa să împingă apa de jos în sus, că nu o să reușească. Dacă o pompă mică, nu o să reușească și o să ne scadă foarte tare debitul. Lucru pe care l-am încercat, a mers o zi, de-abia aveam debit, de-abia curgea apa, nu prea reușeam. Și a doua problemă, jos la ieșirea apei, trebuie să aveți neapărat un burete înaintea furtunului care intră în sticlă. De-a furtunul o să încolăcește acolo roata, că intră vreo 10 cm, nu știu dacă reușesc să văd, merge roata buretelui și trage apă de acolo, de sub burete, că dacă n-ar fi buretele ăla, ar fi direct de pe el, s-ar înfunda imediat și n-am face nimic, ar mere câteva ore până s-ar înfunda. Am încercat și variantă fără burete, n-am mers. După care apa vine într-un plastic care mi-a venit stoc la pompa originală, Reiba, nu știu cum se numește, și curge în avant. Voi puteți, dacă nu aveți chestia asta, să lăsați direct furtunul să curgă în apă, astfel încât să facă valuri, cât de cât niște valuri, cât de puternice puteți să obține, ca să bage mâzgaia ce se formează la suprafața, nu știu cum se numește, în apă, ca filtrul să o poată lua. Că altfel,
Dacă nu facem valuri în apă, apa e curată sub mâzgă. Deci de desubtă mâzgă o să avem o apă foarte limpede, avem mâzga aia deasupra. Așa făcând valuri, mâzga aia intră în apă, după care se filtrează. Cam atât cu video de astăzi, cred că v-am spus tot. Nu încercați alte modalități sau, mă rog, suntem diverse să ne încercați dacă aveți timp. Că eu am încercat tot felul de modalități, apa din jos în sus, din stânga în dreapta cu sticlă de apă, o carpetică dreaptă și au avut diverse erori. Asta e cea mai ok, se folosește de gravitație, apa mele în jos, nu se adună apa aici să... Ziceți că, hai de la mine, apa o să se adune, într-adevăr, prima dată o să se adune. Primele două ore mi-a fost acolo undeva pe aici, a urcat vreo 2 centimetri. După care și-a făcut loc printre pietre pe acolo și n-a mai urcat, se menține la un nivel mai jos decât pietrele. De la suprafață, probabil e nivelul pe aici, o dece niște apă. În fine, și dacă se umple, pietrele tot o să iasă din acest recipient, deoarece sunt mai grele ca apa, bineînțeles, și nu e plutesc. Și apa va curge tot în angarul, dar la mine nu s-a întâmplat. Sau puteți pur și simplu să lăsați sticla cu dop, faceți o gaură, băgați pietrele pe acolo, pe care băgați furtun. Însă vă e mai greu să băgați acel burete de jos, prin acea gaură. Vă trebuie o sticlă de aqua, care are dopul mare, și să vă chinuiți pe acolo. Dacă doriți să fiți mai siguri. Cam atât cu video de astăzi. La revedere!